Maria se numea. Nazaret era orașul unde Iaș avea lăcașul. Într-o zi Maria sta singură și se ruga și deodată ce văzu, casa toată se umplu de o lumină lucitoare, ca lumina cea de soare. Îngerul Gavril intrase la Sfânta Fecioară în casă. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Ce fete închină cineva să fie aceasta? Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Și pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale. Bufine! Pentru că tu m-ai crescut. Mama, când de mama.
pentru vestea cea bună pe care ne-au dat-o acești îngeri ai noștri și ai lui Dumnezeu deopotrivă și ne rugăm lui Dumnezeu ca să le dăruiască întru toate spor, la învățătură în primul rând și Dumnezeu să le călăuzească pașii pe calea bisericii, a cinstirii poruncilor lui Dumnezeu și a prețuirii neamului nostru. Iar părinților lor care se străduiesc în fiecare zi, învățătorilor și dascălilor le dorim putere de la Dumnezeu, căci plata fiecăruia este multă în ceruri. Dumnezeu să ne ajute tuturor, praznic binecuvântat vă dorim de la Dumnezeu. Amin.